La o săptămână de la revenirea din vacanța de iarnă, toate școlile din țară continuă să activeze în regim normal, anunță Ministerul Educației. Potrivit datelor actualizate cu privire la situația epidemiologică din sistemul de învățământ, 7 clase se află în autoizolare, iar numărul elevilor testați pozitiv la COVID-19 este de 102, cu 36 mai mulți decât săptămâna trecută. Totodată, alți 1114 elevi au fost plasați în regim de autoizolare. Ce ține de profesori, 163 au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus și 86 se află în izolare. În instituțiile de educație timpurie, în prezent, 4 grădinițe și 14 grupe de copii se află în carantină, 4 micuți fiind testați pozitiv la COVID-19, iar alți 603 fiind plasați în regim de autoizolare. De asemenea, 71 de cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus, în autoizolare aflându-se 63 de educatori.